Dragi cetățeni a Republicii Moldova, mă numesc doamna Maria, sunt pensionară și fost învățătoare la clasele primare. Concomitent fac parte din Liga Pensionarilor din Moldova. Luptăm și vom lupta pentru stabilitate, dreptate și adevăr în țara noastră. Astăzi mă aflu aici nu doar pentru a-mi împărtăși gândurile, ci și pentru a vă chema la acțiune. Am avut onoarea de a contribui la instruirea și educația multor generații, iar de-a lungul anilor am înțeles cât de important este să-i pregătim pe tinerii noștri pentru viitor. Astăzi însă, viitorul nostru depinde de o decizie foarte importantă pe care noi, cetățenii Republicii Moldova, cât și cetățenii din diaspora, o putem lua pe 20 octombrie. Această zi nu este o dată obișnuită în calendar, dar este o zi crucială, o zi în care putem alege să ne apărăm democrația și să ne asigurăm că drumul pe care Moldova l-a început cu doamna Maia Sandu continuă în aceeași direcție, spre dreptate, integritate și prosperitate. Astăzi vă vorbesc despre motivele pentru care trebuie să spunem da la referendumul constituțional și să susținem candidatura președintei Maia Sandu. În primul rând, doamna Maia Sandu a demonstrat că este un lider hotărât, onest și competent într-o țară în care corupția a fost pentru mult timp o plajă care a secătuit resursele și au distrus încrederea în instituțiile statului. Doamna președintă a venit cu o viziune clară și cu măsuri ferme pentru a combate acest fenomen, corupția. Dumnezeu a arătat că pune interesul poporului mai presus ca orice, pe primul loc, și că nu tolerează corupția, indiferent de rangul celor implicați. Sub conducerea președintei de stat, Maia Sandu, Moldova timp de 4 ani a făcut pași importanți spre integrarea europeană, iar reformele în justiție și lupta pentru statul de drept ne-au adus pentru a avea o țară corectă și prosperă. În al doilea rând, viitorul tuturor cetățenilor, cât și al copiilor noștri, depinde de stabilitate și continuitatea acestor reforme. Schimbarea nu se întâmplă peste noapte, iar într-o țară ca Republica Moldova, care a fost afectată, capturată de ani de zile de corupți și de instabilitate, este nevoie de timp pentru a recăpăta încrederea în instituțiile statului. Dacă renunțăm acum la acest drum, riscăm să pierdem tot ce am câștigat. Referendumul este foarte necesar de a decide dacă vrem să continuăm această schimbare importantă sau să ne întoarcem în trecutul întunecat. Avem o oportunitate istorică pe care o așteptăm de 30 de ani, integrarea europeană. Țările europene vor mai mult ca niciodată ca Moldova să adere în familia mare a Uniunii Europene. Va fi un moment istoric în care transformăm această susținere de toți cetățenii Moldovei, cât și de toți cetățenii din diasporă, care ne sunt nucleul și inima țării. Acest referendum, care este foarte important pentru viitorul Moldovei, cât și a tuturor cetățenilor, să-l susținem într-un pas real, uniți pentru o Moldovă europeană. Nu se știe când va mai apărea o astfel de oportunitate din afara țării. De aceea, dragi cetățeni, să fim cu toții curajoși, îndrăzneți, înțelepți și să ne folosim de acest moment istoric. Să fim gospodari, după cum am și fost ani în șir, și să avem grijă de casa noastră comună, Moldova. Noi, moldovenii, cetățeni de bună credință, vrem și dorim ca țara noastră să fie parte a Uniunii Europene. Și acest eveniment important trebuie recomandat și scris în Constituția Republicii Moldova. Sunt voci care se opun aderării pe motiv că poporul nu vrea în Uniunea Europeană. Trebuie să le arătăm că anume aceasta este voința democratică a moldovenilor din toată țara, cât și celora din toată diaspora. Referendumul nu este numai despre viitor, referendumul este și despre prezent. Nu avem timp să așteptăm un viitor mai bun. Trebuie și suntem obligați să construim un viitor sigur și în bunăstare pe timp îndelungat. Mai mult decât atât,
Doamna Maia Sandu a fost și este un exemplu pentru toate femeile din Republica Moldova. Ca profesoară, ca femeie, ca pensionară, cunosc cât de greu poate fi pentru o femeie să spargă barierele, să fie respectată în politică și în societate. Doamna Maia Sandu ne-a arătat că femeile pot conduce o țară cu fermitate, integritate și cu mult succes. Alegerea ei nu este numai despre politică, ci și despre recunoașterea drepturilor femeilor și despre modelul pe care îl oferim fetelor noastre și tinerei generații. În al treilea rând, vă îndemn și vă chem să ieșiți la vot toată populația Moldovei, cât și toată populația diasporei. Va fi un vot hotărător pentru țară, pentru popor. Deoarece democrația noastră este fragilă, nu putem lăsa ca alții să ne decidă soarta noastră, a copiilor, a nepoților și strănepoților. Am văzut ce înseamnă pasivitatea și ce consecințe are atunci când nu ne implicăm. Votul fiecărui cetățean de bună credință, votul dumneavoastră, este cea mai puternică armă pe care o avem la dispoziție pentru a ne apăra drepturile, pentru a ne proteja copiii și viitorul lor, pentru a ne asigura că țara noastră, Moldova, are un viitor bun. Referendumul constituțional și alegerile prezidențiale din 20 octombrie sunt despre prezentul și viitorul nostru. Referendumul ne vorbește și despre viitorul țării noastre, atât de însărăcită de-a lungul anilor. Dragi concetățeni, avem șansa să construim o Moldovă nouă, mai bogată, mai prosperă, într-o țară în care copiii, nepoții și strănepoții să crească liberi și în siguranță și cu multe oportunități. Președinta actuală, doamna Maia Sandu, ne-a arătat că acest lucru este posibil, dar foarte mult depinde de fiecare dintre noi. Cum vom face următorul pas măreț și concret? Un pas important în istoria țării noastre, un pas important pentru toți moldovenii din țară, cât și pentru toți moldovenii din diasporă, de a merge masiv la urnele de votare pe data de 20 octombrie și să spuneți sus și tare da pentru referendumul constituțional și să votăm unanim pentru doamna Maia Sandu, președintele statului Moldova, pentru următorii 4 ani. Este momentul să apărăm țărișoara noastră mică și frumoasă. A venit timpul să apărăm ceea ce am câștigat, susținerea Republicii Moldova în marea familie europeană și să ne asigurăm că Moldova își urmează drumul spre un viitor prosper în următorii 4 ani, împreună cu un președinte puternic, deștept, cu un intelect la gradul superlativ, așa ca doamna Maia Sandu. Bogăția Moldovei sunt oamenii ei. Vrem și dorim o viață mai decentă, fără corupție. Viitorul țării noastre este în marea familie a Uniunii Europene. Doamna Sandu a fost și este o luptătoare înflăcărată pentru pace, pentru dreptatea fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Se nasc și la Moldova oameni, așa ca doamna Maia Sandu, de o omenie rară și o cumsicădenie extraordinară. O doamnă la cel mai înalt grad de dezvoltare, atât intelectual cât și politic. Dumneei este o doamnă cu verticalitate, exigentă, perseverentă, consecventă, cu o minte lucidă, sinceră, curajoasă, puternică și integră. Doamna Maia Sandu este o personalitate impecabilă după toate aspectele ei. De-a lungul anilor, Moldova nu a avut parte de un așa președinte de stat, așa ca Maia Sandu. Dar cuvintele contează. Doar atunci când le respecti cu bună credință, doamna Sandu și-a respectat cuvântul și va continua să vină în fața oamenilor cu sufletul deschis. Fiecare generație are o misiune de a duce pe umerii săi acea menire care mai apoi să se regăsească în istorie. Înaintașii noștri au luptat pentru independență, limba de stat. Datorită lor, noi astăzi suntem mai norocoși. Iar generația noastră are misiunea de a integra Moldova în familia mare europeană, a păcii durabile și a bunăstării meritate. De aceea, dragi cetățeni,
Viitorul țării noastre este în Uniunea Europeană, cu un așa președinte ca doamna Maia Sandu. Avem un obiectiv comun și clar. Trebuie să câștigăm alegerile prezidențiale și să avem un da cu fermitate la referendum. Să rămânem uniți și în continuare pentru viitorul țării noastre. Cu siguranță că vom reuși. Cu 4 ani în urmă, m-am implicat activ în campanie electorală, în susținerea doamnei Maia Sandu. Și mă mândresc că am susținut-o. Eram ferm convinsă că dumnea ei este persoana potrivită la locul potrivit. Ce a făcut doamna Maia Sandu în mandatul de 4 ani pentru Republica Moldova a întrecut cele mai optimiste așteptări. A devenit un fenomen al politicului european și nu doar a politicii moldovenești. Dragi cetățeni de bună credință, haideți să ieșim în număr cât mai mare la vot, atât din Moldova, cetățenii din Moldova, cât și toți cetățenii din diaspora, pentru a ne exprima dorința fermă de a ne continua parcursul nostru european, pentru viitorul țării noastre, pentru viitorul nostru, al copiilor, nepoților și strănepoților, să facem un lucru măreț pentru țară, ca mai apoi, peste ani, să ne mândrim că am făcut o faptă bună pentru țara noastră Moldova, pentru oamenii ei. Pe 20 octombrie votăm Maia Sandu, președinte.